Băieți, astăzi gata, dăm startul la COSIT. Haideți, fraților, 2021. Să înceapăm forță. Cred că dacă se stinge multă iarba aici, așa că rupe ăsta cadeanul sau îndoaie sau face ce-i face. Salutare, dragi prieteni. Astăzi începem cu un nou vlog. Haideți să dăm drumul la treabă. Ce vom face astăzi? Astăzi facem, fraților, vom lua și vom băga la COSIT. Da, ați auzit bine? Când dăm startul. Haideți că pune și eu ăsta tractoriașul acum. Legăm și noi cositoarea. Voi ce mai faceți? Ce mai ziceți? Mai aveți de făcut ceva? V-ați apucat de cosit? Lăsați-l să se încălzească. Motorul care e cam rece. Bă, în dimineața asta a fost cam fâi. Ce văzui, bătu vântul. Și trebuie să ne apucăm să dăm o coasă, că de suntem în mai. Anul trecut am început după, dacă nu mă înșel, mai că pe 20 și ceva, 28 aprilie. Anul ăsta începem după 10. Hai că-i dăm așa ușor. Dă-i! Dă-i, dă-i! Puțin mai în față, puțin! Bă, bă, ușor, bă! Dă-i înapoi! Mai! Gata! Hai că l-am nimerit-o de data asta! În prima! Punem siguranțile acelea. Punem cadeanul. Ăsta, tirantul central. Și aia e. Punem pe lucru. Da. Trebuie aici însă toată mai sus. Da. Gata? Este. Băieți, astăzi gata, dăm startul la COSIT. Haideți, fraților. Gata, pe locuri, stai! Hai da, fraților! 2021!
Să înceapă în forță. Dăm mai așa că să nu sare ceva. Doamne ferește de un cuțit ceva sau vreo piatră. Măcazul vine imediat, mai știi. Cositoria, fraților, este un clas Corso 174. Este anul ăsta pur și simplu n-a mers lucerna la noi aici în sudul țării, n-a mers. Poate o fi la anul mai bine. Acum mă gândesc că asta este prima coasă. Poate, nu știu. Uite. Vedeți numai mai multă iarbă de asta, mai mult cum se numește asta, greasă, mușețel în unele părți. De lucerna, este și lucernă, dar este mică, foarte mică, s-a fi făcut de 20 de centimetri, nici 20, cam atâta s-a fi fost lucerna. Uite, hai că suntem chiar aici, uite, uite lucerna, vedeți, cred că a degerat, nu-mi dau seama ce a făcut. Bineînțeles, acum este și prima coasă, poate a doua coasă este mult mai bună. Ia uite patinelul UTP650, modelul de export. Și cu cositoarea clas Corso. Sau Corso, cum se zice. Dăm puțin mai așa să nu... Ia uite! Deci cam așa taie. Cam așa rămâne în spatele ei. Bineînțeles, taie foarte bine uniform. Să nu ziceți că... că rămâne spațiul netăiat. Este tot aceeași dimensiune. Vă întrebați de mine de ce sunt așa înfofolit. Sunt, fraților, că bate vântul iodă tot aici în câmp. Nu știu măcar să mă înțeleg. Dacă ți-a fost dată mi-a intrat iaiba aici la Cadrian. Ai dat iar pe la Cadrian. Ai dat iar pe la Cadrian. Cadrianul. Păi știu. De unde ne-ai băut? Nu știu, că s-a împășuiat de el sau care-i treaba, nu știu. Bă, dar cum a luat-o aici, auzi, de păsate. Ia bun ceva tăiat. Ah. Dă-mi fășurat eu. Haide. Haide. Ce ai eu? Haide. S-a înfășurat pe aici, ui, frate. Ca stă și apa de ea. Cred că dacă se stinge multă iarba aici, așa că rupe ăsta Cadrianul, sau îl îndoaie, sau îi face ce-i face. Bă, dacă îmi făcea, ui. Îmi făcea de spate, uite, așa. S-a jucat de spate. Și făcea ea vânt, sau nu știu că e atea. În tractor nu s-a simțat? Că se trage un pic mai greu.
E aia bun aici și un cuțit și dacă îi dătei odată așa, dacă îi dătei odată. E aia bună și o sabie. Partea a doua. Nu, dar chiar e bună ideea cu asta. Nu, ce bine tai. Acum, dacă tot dată tăia, ce aia a fost. Să mă dau mai așa, să nu... Dă-i! Dă-i! Mai! Oho! Stai, bă, ce dai, bă, viteză! Dă-i înapoi, bă! Gata, ho! Gata, e un vehicul ator. Hai, dăm drumul.